a li se împlinit toate cererile. Așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință. Neață-te nouă de slava Domnului peste tine, să-ți acum și te bucurăți, Doamne, iar tu, Tată, este toate pe Dumnezeu, veselește-te în Dumnezeu. Este un tânăr, temerar, ambițios, un tânăr tenace, care crede cu o tărie de nezdruncinat în eficiența postului cu apă. De fapt, în eficiența terapeutică a postului Sfinților Părinți, a postului Bisericii. De aceea, de mai bine de 2 ani de zile, încearcă să aducă în atenție și să convingă românii și autoritățile laice și bisericești de necesitatea unei clinici cu personal specializat, profesionist, în ceea ce privește terapia cu apă. Acesta este visul lui Cezar Elisei. Își dorește ca și în România să existe o asemenea clinică, asemenea, la fel cum există în majoritatea țărilor, să le spunem așa, dezvoltate. Iată de ce astăzi Cezar Elisei și-a încheiat aici, la Catedrala Neamului, pelerinajul de 24 de zile, 25 de zile, răstimp în care a parcurs peste 1000 de kilometri, fără să se alimenteze, a consumat doar apă, pe un parcurs care a unit Moldova, Transilvania și țara românească, doborând, ca să zic așa, să zic și această informație, un record mondial de numai 14 zile. Iată, el a mers 24 de zile. De 67 de ani. Domnul Iulian Căciun, acum am îmbrățișat, de la Giurgiu, 47 de ani, și domnul George Marian, de la Curtea de Argeș. Și domnul Ioan Joița, da, Ioan Joița de la Sibiu. Vedeți că ne-am adunat din toată țara, pentru că această chestiune a postului cu apă nu prea este o chestiune cunoscută, popularizată. Noi știm de postul bisericesc, se ține cu mâncare, dar nu uitați că postul a fost poate mai întâi la Domnul Iisus Hristos fără mâncare și, cine știe, poate fără apă. Fără apă a făcut și Moise, fără mâncare a făcut și Moise, fără mâncare a făcut și Ilie în pustie. Deci am avut niște exemple și eu consider că acest post, gen de post, ar trebui să continue și în zilele noastre, bineînțeles, fiecare după posibilități, 3 zile, 5 zile, 7 zile, cât poate fiecare. Iar varianta pe care o aflăm din țările astea mai civilizate, cum zicea Părintele, este că acest post tratează și boli. Aici este frumusețea că, dincolo de faptul că ne face mai ușor și ne lasă să ne rugăm mai bine și să ne apropiem mai ușor de Dumnezeu, ne tratează și de boli, ceea ce este o veste extraordinară pentru toată lumea, pentru că gratuit, acasă, în liniștea ta, poți să nu mănânci, doar atât, să nu mănânci. Bineînțeles, mai sunt câteva proceduri pe acolo, să-ți curăți intestinul și așa, dar în general să nu mănânci și te tratezi într-un număr de zile de boli. Cine nu poate să facă, spre exemplu, 14 zile, 10, 20 de zile, poate să facă de mai multe ori câte 7 zile sau câte 3 zile și tot este bun. Ideea este ca ușor, ușor să începem să mâncăm mai puțin, să fim atenți la
cât băgăm în gură, ce băgăm în gură și să păstrăm această decență a postului. O zi pe săptămână cu apă, doar cu apă, ar trebui să facă fiecare creștin în ziua de vineri. Ziua de vineri ar trebui să fie dedicată Domnului Iisus Hristos și să nu mâncăm. Apoi, dacă aveți o problemă de sănătate, ar trebui să țineți două zile pe săptămână, și miercuri și vineri. Iar dacă, exact. Iar dacă sunt probleme și mai grave, știu eu, cumpeni în casă sau situații, puteți să țineți pe termen scurt și luni. Luni, miercuri și vineri. Da. Și apoi, dacă aveți probleme de sănătate, două săptămâni, câte 7 zile pe an. Adică o săptămână în postul Paștelor și o săptămână în postul Crăciunului, cu apă. Vedeți, noi am reușit să facem 25 de zile, dar nu asta a fost problema cea mai mare, ci problema a fost că a trebuit să mergem pe jos. Și am mers pe jos câte 40-45 de kilometri în fiecare zi. Da, Doamne, este rău, bineînțeles, nu prea am băut apă astăzi. Și acest efort nu a făcut decât să arate faptul că putem să ținem post și să mergem și la servici. Deci am dus-o un pic la extrem ca doar să cineva a auzit să înțeleagă că acest efort este posibil și să ne încurajăm, să nu ne mai fie frică. Știți că postul este de când om. Și e prima poruncă pe care a dat-o Dumnezeu la primul om în rai. Din toți pomii se mănânci, din pomul ăsta se mănânci. Post. Și apoi omul rău cere 10 porunci când s-o călcat, porunca postului. Și omul va reveni înapoi prin post și rugăciune. Așa cum a spus și fratele Cezar. Și sănătate sufletească, spirituală, mentală și sănătate trupească. Vă spun ca unul care am încercat și eu câteva zeci de zile. Știe Dumnezeu pe fiecare, dar să apreciați pe acești copii și să le urmăm exemplu. Dacă Dumnezeu ne va vindeca de boli și de patim și de criză spirituală și materială și politică și bisericească, ne va vindeca prin pocăință. Postul e un element fundamental al pocăinței. Fără post nu există pocăință. Cum sunteți? Cum vă simțiți astăzi când ați ajuns? Știți, noi am plecat pentru ca să facem o jertfă Bunului Dumnezeu. Ne-am gândit de 23 de zile pentru pace. Acum ai, ce frumos, pentru pace. Pentru o clinică de post, pentru a se promova postul terapeutic în țara noastră și pentru o stare de binevoință așa între oameni. După atâtea zile, nu după 23, ci după 25 de zile, am reușit, am făcut 1005 km și am ajuns, ne-am împărtășit. Cum să mă simt? Mă simt împlinit. Cred că aveți aripi un pic, le țineți aici bine ascunse, da, dar... La un moment dat chiar am simțit că o să mă ridic de jos. Nu știam dacă amețesc sau dacă mă ridic. Ceva deosebit, ceva extraordinar. Ce pot să vă zic? Am plecat pe 7 mai. Pe experiența vieții noastre. Expediție, experiența vieții noastre, știind că cel mai lung traseu de acest gen a fost de 540 km, 50 de persoane, în frunte cu un scriitor ca și mine, au mers 11 zile, tot cu același scop. Și s-a făcut și acolo. Nu pot să cred, și noi habar nu avem, eu habar nu am. Și am zis, Domnule, dacă la ei se poate, și au făcut-o așa, fără Dumnezeu, ca protector. Am zis noi că îl avem și pe Dumnezeu alături de noi și pe Maica Domnului, nu o să reușim. Doamne, ce gând frumos! Și ne-am pus acest traseu de 1000 de kilometri, care am zis că e ceva foarte mare și foarte tulburător, așa că te gândești reprezentativ, să mergi 1000 de kilometri. Da, da. De la București la Viena sunt 1100, ajungeați exact pe jos. Deci e o distanță mare. Da. Și 23 de zile au fost idealul. Nu am reușit pentru că am avut persoane de, ați văzut, 69-67 de ani. Incredibil! Ceea ce spune faptul că se poate și poate oricine. Și am făcut 25 de zile în cele zile.
ceea ce a fost poate cel mai greu a fost ca în fiecare zi, nu o zi, nu două, nu o săptămână, ci 25 de zile să te trezești și să știi că și mâine mergi, nici mâine nu mănânci și scopul tău să află la final abia după 25 de zile. Deci vă spun, nu este ușor. Dar am avut această exaltare sufletească, exaltare, că facem asta pentru Dumnezeu. Uitați! O, Doamne!